Elevii și conducătorii de cluburi de la Palatul Copiilor erau încântați că vor performa pe scena teatrului de vară în deschiderea anului școlar pentru instituție. Bucuria a fost însă de scurtă durată și asta deoarece constructorul le-a interzis accesul pe scenă. A fost o problemă, o neînțelegere. Se lucrează mici retușuri în interiorul teatrului. De ce nu am înțeles, firma respectivă a vopsit scena teatrului. A fost bine și aici, pentru că poate am avut mai mulți spectatori, dar nouă ne-a plăcut foarte mult și am fi dorit să ne desfășurăm acolo. Conducerea Palatului Copiilor a luat decizia de a organiza evenimentul pe esplanada teatrului de vară. Palatul Copiilor vine și în acest an cu o bogată ofertă pentru elevii care vor să-și petreacă timpul în mod plăcut. Începem anul școlar cu aproximativ aceeași ofertă ca și în anul trecut școlar, pentru că zicem noi că de 2-3 ani încoace am reușit să ne organizăm astfel încât să răspundem solicitărilor părinților și ale copiilor în ceea ce privește activitatea noastră educativă. Din păcate însă, sediul unde își desfășoară activitatea Palatul Copiilor a ajuns o ruină după ce firma care se ocupa de refacerea imobilului a dat faliment și a lăsat de izbeliște lucrările. Chiar și așa, cluburile din cadrul instituției fac performanță, deși își desfășoară activitatea în spații improprii.